Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Madalina Oprișan și voi fi gazda dumneavoastră în următoarea oră. Webinarul din această seară face parte din Școala Digitală pentru ONG-uri și este parte din proiectul ONG Online, un proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG în România. Știu că printre dumneavoastră se află și colegi care participă pentru prima oară la un webinar susținut de noi. Tocmai de aceea voi face o scurtă introducere. Noi suntem Asociația TechSoup România și oferim resurse de tehnologie pentru ONG-uri, de la produse software până la cursuri online și resurse gratuite de tehnologie pentru organizațiile dumneavoastră neguvernamentale. Lucrăm în beneficiul organizațiilor non-profit și până acum sunt alături de noi peste 1600 de organizații neguvernamentale, în ceea ce ne place nouă să spunem, cea mai mare comunitate de ONG-uri interesate de tehnologie. Astfel încât dacă știți și alte organizații care ar vrea să participe la astfel de cursuri pe care le organizăm noi, vă mulțumim anticipat dacă le puteți da de veste să se înscrie în programul TechSoup. Vă reamintesc că înscrierea în program este gratuită și suntem aici dacă aveți nevoie de orice sfaturi sau îndrumări legate de acest proces. Dacă încă n-ați aflat deja, acum fix o săptămână, cu sprijinul echipei Google România, am lansat programul Smart Grants, un program de asistență online pentru organizațiile non-profit care au acces la programul Google Ad Grants. Regăsiți pe site-ul acesta smartgrants.texu.ro toate detaliile de care aveți nevoie pentru a aplica. Deadline-ul pentru aplicație este 22 februarie și vă așteptăm cu drag. Revenind la întâlnirea din această seară, mă bucur să vorbim astăzi despre inbound marketing pentru ONG-uri. Vă mărturisesc că ne-am făcut o misiune din a aborda cele mai noi trenduri și subiecte care v-ar putea ajuta să vă îndepliniți misiunea la adevăratul potențial. Sper ca și subiectul din această seară să fie util și folositor și să găsiți idei interesante și aplicabile în organizația dumneavoastră. Alături de noi este Andreea Moisa, Managing Director la Beans United, prima agenție de inbound din România. Andreea are o experiență de peste 8 ani în marketing digital și este, dacă îmi dați voie să spun, ambasadoarea filozofiei de inbound marketing în România. Eu nu o să vă mai rețin foarte mult, pentru că știu că Andreea are o grămadă de lucruri interesante să ne spunem. O să te dau legătura. Andreea, ne auzi? Alo, bună ziua! Bună, te auzim. Bună! Îmi pare bine să ne întâlnim astăzi. Mulțumesc pentru introducere, Mădălina. Așa cum știți, practic, această întâlnire trebuia să aibă loc luna trecută. Îmi pare rău că starea de sănătate nu mi-a permis. Iarăși o să-mi cer scuze încă de la început, în cazul în care o să mai tușesc pe parcursul webinarului, adică s-ar putea să ne mai întrerupem din când în când, dar sper ca mesajul din spate să ajungă la voi și de ce nu să vă ajute să începeți niște campanii de succes în inbound marketing. O să încerc să vă dau share screen. Se vede ecranul? Da, să știi că îl vedem. Da, doar să-l dai full screen. Da. Bun. Așa. Deci o să vorbim despre inbound marketing. Inbound marketingul, noi practic la Beans United suntem o agenție de inbound marketing și asta facem pentru clienții noștri care în general sunt companii comerciale. Dar astăzi vom vorbi despre inbound marketing pentru ONG-uri. Și de unde a apărut practic inbound marketingul? Nu știu câți dintre voi ați auzit despre inbound marketing. Poate ar fi interesant să ne scrieți în opțiunea de chat, pentru că oricum aceste întrebări pe care le aveți voi le vom vedea la sfârșitul webinarului.
Dar aș putea spune că email marketingul este o filozofie relativ nouă, în sensul în care a apărut în 2005, da, cu această terminologie, iar termenul a fost pentru prima dată folosit de către HubSpot și a venit ca o alternativă la tehnicile tradiționale de marketing care nu mai funcționau. Asta ce înseamnă? Înseamnă că aceste tehnici tradiționale de promovare, da, cum ar fi reclamele la televizor, da, bannerele pe diverse site-uri, e-mail-urile sub formă de spam sau, să spun, plicurile acelea sau catalogele promoționale pe care le primeam prin poștă. Toate aceste tactici care odată au funcționat, la un moment dat, nemai ținând cont de evoluția procesului de achiziție al consumatorului și de noile medii pe care le folosește el pentru a lua o decizie, au început să funcționeze din ce în ce mai puțin și, practic, să nu mai dea rezultate. De aceea avem aici niște statistici, vedem că 86% din oamenii care vizualizează, să spun, o emisiune la TV, schimbă canalul în timpul pauzelor publicitare. 84% din ei, din vizitatorii care ajung pe un site și sunt interesați de conținutul acelui site, ajung să-l părăsească datorită faptului că apar bannere și mesaje publicitare intruzive și așa mai departe. Iar inbound marketingul, spunem noi, a venit ca o alternativă, da, la aceste tactici de outbound marketing. De ce? Pentru că prin inbound marketing încercăm să câștigăm atenția cumpărătorului versus să o cumpărăm. Adică în loc să o cumpărăm practic prin plata unui spot publicitar, da, prin plata unui spot TV sau al unui banner, încercăm practic să câștigăm atenția consumatorului, da, sau acelei persoane pe care o vizăm pentru organizația noastră prin intermediul conținutului, în general, prin intermediul informațiilor pe care ei își doresc, de fapt, să le citească. Și să ne uităm puțin la câteva caracteristici. Spunem că în inbound marketing comunicarea este bidirecțională, da, față de situația marketingului tradițional, în care aveam compania, aveam mijloacele de mass media sau oamenii de vânzări, stabileau un mesaj, da, pe care vreau să-l transmită și se făcea această comunicare doar într-o singură direcție, deci doar de la companie sau respectiv de la organizație către cei care trebuiau să primească mesaj. În schimb, în inbound marketing, comunicarea este bidirecțională, pentru că astăzi avem la dispoziție un întreg arsenal de canale. Un exemplu ar fi să ne uităm la canalele de social media, da? În care, practic, nu mai putem doar să transmitem noi un mesaj, ci este nevoie de o întreagă interacțiune și inclusiv, să spun, adepții noștri, da, consumatorii noștri au un cuvânt de spus, au întrebări, au lucruri pe care vor să le discute împreună cu noi. O altă caracteristică se referă la, pentru inbound marketingul este un marketing de tip pull. Asta înseamnă că pornește de la un interes pe care utilizatorul îl manifestă. Spre exemplu, utilizatorul are o problemă, da, are o nevoie și încearcă să și-o rezolve căutând informații pe Google. Ei, atunci noi vrem să fim acolo unde consumatorul ne caută și acolo unde el are nevoie de niște răspunsuri. Și atunci vrem prin intermediul, de exemplu, motoarelor de căutare să-i aducem la noi pe site, să fim cei care le răspund în primele rezultate la o astfel de căutare. Și nu în ultimul rând, inbound marketingul
Este foarte mult, în inbound marketing vorbim foarte mult despre educare, despre informații și despre conținut. De ce? Pentru că inbound marketingul nu încearcă doar să promoveze, spre exemplu, un produs, un serviciu, ci încearcă de fapt să se conecteze cu consumatorul ideal și încearcă să educe acești consumatori încât treptat și în ritmul pe care ei și îl doresc să ajungă către momentul achiziției, în momentul în care practic sunt pregătiți. Deci, practic, spunem că inbound marketingul este marketingul pe care consumatorii și îl doresc. Mai departe, noi avem o metodologie specifică în inbound marketing care are 4 faze. Faza de attract, convert, close și delight. Am încercat în acest slide să aducem acea metodologie pe care noi o folosim în general atunci când promovăm produse și servicii și să o adaptăm pentru o organizație non-profit. Să vedem cum arată de fapt aplicarea acestei metodologii de inbound marketing, care sunt pașii în linii mari și cum facem acest lucru. În primul rând, prima etapă, noi spunem din nou etapa de attract. Deci în prima etapă, descărcat un e-book de pe site-ul nostru. Ne-a lăsat niște informații. Deci a devenit dintr-un vizitator străin, fără nume, prenume și adresă de e-mail, a devenit dintr-o dată o persoană cunoscută. Da? În etapa a treia, încercăm să dezvoltăm relații cu aceste contacte pe care le-am generat prin intermediul site-ului. O să vedem cum dezvoltăm aceste relații prin intermediul e-mail-ului și tacticilor de e-mail marketing. Și în ultima etapă, cea de-a patra etapă, deci practic am adus vizitatorii pe site, le-am captat informații, le-am transformat în contacte, da, am dezvoltat relații cu ei, iar în această ultimă etapă, practic îi determinăm, să spunem, să acționeze în funcție de diverse campanii, da? În funcție de diverse acțiuni, poate pe care vrem de-a lungul timpului să le realizeze. Și primul pas în implementarea acestei metodologii de inbound marketing este crearea profilului de buyer persona. Noi spunem buyer persona, putem să-i spunem, de exemplu, putem să-i spunem donor persona, da? Deci o persoană care sau o persoană care devine membru al organizației sau o persoană care ajunge să susțină organizația în îndeplinirea misiunii și așa mai departe. Da? Sau putem să-i spunem pur și simplu o persona. Ideea este că acest persona este un personaj fictiv, îi spunem, da? Dar care întrunește, de fapt, toate caracteristicile în sensul de nevoi, interese, întrebări, obiective personale sau profesionale ale unui, să spun, ale unui potențial membru sau a unei potențiale persoane pe care vrem să o aducem, să o targetăm
prin activitatea de marketing și vrem să o aducem mai aproape de organizația noastră. Și aici avem un exemplu cu trei tipuri, da, de buyer personas. Odată avem pe Marius, care poate să fie o persoană de decizie într-un IMM. Doi, ar putea să fie, i-am spus, Alina, care este un tânăr profesionist în căutarea sentimentului de auto-împlinire, da? Și Darius, care este el este student și este dornic să se implice în activități externe. Practic, este important să determinăm profilul fiecăruia și să vedem care sunt interesele, motivațiile și comportamentele comune. Am luat un exemplu ca să încercăm să fim cât mai clari. Să spunem că suntem un ONG care are misiunea de a salva clădirile de patrimoniu din București și de a lupta împotriva abuzurilor comise, da, în domeniul urbanismului. Pentru crearea acestui profil de buyer persona, în primul rând, întotdeauna pornim de la niște presupuneri. Adică prima etapă este o etapă, să spun, de brainstorming intern, da? În care pornim de la niște presupuneri. Presupunem că persoanele care ne-ar ajuta pe noi în îndeplinirea misiunii ar avea poate peste 30 de ani, în sensul că au o traiectorie profesională stabilă și că au bifat niște lucruri importante în viață și mai departe sunt interesați și de alte lucruri. Presupunem că au ca și studii, că au studii superioare, că au studiat, să spun, zona de arhitectură, istorie, arte plastice și au anumite interese sau fac anumite activități sau cel puțin sunt deschiși către activități diverse. Întotdeauna pornim de la niște presupuneri, dar cu aceste presupuneri practic mergem mai departe într-un fel de, dacă vreți să-i spunem, un fel de cercetare calitativă, în sensul în care stabilim niște interviuri, niște discuții, pot fi mai mult sau mai puțin formale, cu astfel de persoane, în așa fel încât să înțelegem cu adevărat care sunt motivațiile care stau la baza deciziilor pe care le iau, care sunt obiectivele lor, ce vor să obțină, care sunt problemele cu care se confruntă și așa mai departe. De multe ori suntem întrebați câte astfel de interviuri trebuie să fac pentru a avea un buyer persona. Și aici aș spune că răspunsul este atât cât este necesar până în momentul în care identificăm niște puncte și comportamente comune. Adică dacă ne uităm mai devreme la Darius, da, care era tânărul student, dacă vorbim cu 10-20 de persoane și identificăm că au anumite caracteristici comune, recurente, da, care tot revin, ca o temă principală, atunci ne dăm seama că putem să conturăm profilul lui Darius și să mergem mai departe. Iar odată cu crearea acestui profil, de fapt avem nevoie și să construim, să dezvoltăm o poveste în jurul fiecărui buyer persona. Practic, am adăugat aici și un exemplu. Nu este exact pliat pe exemplul de ONG, dar putem să ne dăm seama cam care sunt informațiile pe care vrem să le avem într-un astfel de profil. Aici avem exemplul lui Victor, care are 45 de ani, care este un director de vânzări,
care se confruntă cu anumite probleme și temeri, are anumite activități zilnice sau săptămânale și, bineînțeles, va avea anumite obiecții în, cum îi spunem noi, procesul de, de decizie. Mai departe, odată ce am creat acest profil de buyer persona, trecem în etapa a doua și încercăm să dezvoltăm conținut în jurul problemelor și intereselor identificate în profilare. Asta este o etapă foarte importantă, crearea strategiei de conținut, și nu se poate face dacă nu identificăm, să spun, corect și destul de detaliat acele probleme și interese. Iar tot ceea ce înseamnă atunci când vorbim de conținut, este bine să menționăm că vorbim atât despre conținut sub formă de articole, da? Un articol de blog, dar și conținut sub formă de imagine, cum ar fi un infografic sau o fotografie, de conținut video sau chiar, de ce nu, chiar și despre tool-uri interactive. Deci, practic, putem să dezvoltăm toate aceste formate de conținut pe site-ul organizației, atât timp cât ele sunt relevante pentru profilul nostru de buyer, de persona, da? Și, bineînțeles, este formatul pe care acest persona preferă să îl să-l citească, da? Să-l vizualizeze. Mai departe, prima și cea mai simplă modalitate de a dezvolta conținut și care are, să spun, rata de succes cea mai mare este blogul. Oricât de simplu, într-un fel, ar părea, este, aș putea să spun că crearea unui blog este lucru pe care îl puteți face cu un efort, aș spune, minim, dar care vă poate aduce rezultate pe termen lung foarte bune. Pentru că odată ce am creat un blog și odată ce îl alimentăm cu acest conținut care ne ajută să transferăm know-how, să transmitem mai departe misiunea organizației și să reușim efectiv în fiecare zi să ne conectăm cu noi vizitatori, este deja un punct de plecare foarte bun. Și ne uităm aici deja la niște statistici, da? 45% din organizațiile non-profit din Statele Unite folosesc deja blogging-ul ca un canal eficient de promovare. Iar ONG-urile care fac blogging au cu 55% mai mulți vizitatori pe site. Deci este un canal, aș spune, ușor de folosit, un canal ieftin care, de fapt, nu presupune bugete, da? Și prin care putem să obținem foarte multe lucruri. În special, putem să atragem trafic calificat, da? Să generăm noi adepți ai misiunii organizației și să creștem nivelul de awareness al cauzei pe care o susținem. Ce subiecte abordăm într-un astfel de blog? Și aici am revenit la exemplu ONG-ului care are drept misiune salvarea caselor de patrimoniu din București. Da? Și am putea, în acest caz, am putea avea un blog un tagline de tipul case, oameni, evenimente istorice. Casa nu e doar o construcție, ci o ancoră în istorie. Asta este, practic, principala idee. Și în interiorul blogului, practic, putem să dezvoltăm mai multe tipuri sau tipologii, aș spune, de conținut. Odată vorbim despre conținutul informativ. Putem face anumite
tururi ghidate ale Bucureștiului pe care să le documentăm pe blog. Putem scrie anumite povești despre case renumite, da? Putem să vorbim despre diverse stiluri arhitecturale ale caselor de epocă, despre mari personalități ale epocii care au trăit în anumite case și așa mai departe. Pe lângă acest tip de conținut pe care propriu aș spune, este foarte interesant să creăm și să aducem pe blogul nostru și conținut, despre noi co-created content, da? Conținut fie creat în totalitate de către terți, fie creat împreună de noi, împreună cu specialiști externi. Un astfel de exemplu ar putea să fie interviuri cu specialiști, da? Cu arhitecți, de exemplu, dacă ne uităm la exemplul de față, sau guest posturi. Un guest post, practic, este o postare a unui invitat pe blog. Asta înseamnă că putem avea, de exemplu, chiar și între voi puteți să aveți ONG-uri cu activități conexe și puteți să vă invitați între voi să scrieți o opinie, o părere, da, un articol pe, pe blogul vostru sau pe, pe blogul celeilalte organizații. Un alt tip de, de conținut pe care îl putem dezvolta este acest conținut de, de leadership, da, cu, cu cifre bazate pe studii, sondaje de opinie pe care le puteți face în rândul populației sau în rândul membrilor. Tot felul de opinii și discuții pe marginea anumitor legi sau anumitor schimbări sau, de ce nu, anumitor probleme pe care le identificați la nivel social. Și, bineînțeles, conținut în jurul acțiunilor și campaniilor realizate. Adică puteți să dezvoltați articole despre campaniile de, de succes, rezultatele obținute, dar și povești ale oamenilor din spate, ale oamenilor care s-au implicat în aceste campanii, fie că sunt voluntari temporari sau poate chiar au participat, au avut un impact foarte mare, da, cu o contribuție relativ mică. Foarte important, în momentul în care dezvoltați strategia blogului, este să vă creați un calendar editorial. În primul și în primul rând, rolul calendarului este de a ne organiza și de a ne ajuta să facem, practic, această promisiune față de noi înșine că vom publica un număr de articole sau că vom publica un anumit articol la data X și Y. Pentru că cel mai mare pericol aici este, de fapt, să începem un blog pe care să îl, să-l abandonăm sau pe care să avem o activitate foarte pasageră și să revenim o dată pe lună să, să scriem. Ori acest lucru nu va funcționa. Apropo de frecvența, dacă este să ne uităm la frecvența postărilor, ca să putem să avem rezultate palpabile din inbound marketing și din zona de blogging, avem nevoie, dacă ne uităm la aceste statistici, undeva la 15 articole pe lună. Deci asta înseamnă un articol la două zile. Asta înseamnă cu adevărat să îmbrățișăm tehnica bloggingului. Și așa cum am văzut și mai devreme, există o multitudine de tipologii de conținut pe care fie îl putem dezvolta noi, fie putem să apelăm
La terți, suntem la interviuri sau putem găsi diverse modalități de a crea conținut interesant care să ne ajute să susținem în continuare ideea de bază, da, a organizației. Următorul pas despre care vom vorbi este partea de optimizare a conținutului. Și când vorbim despre optimizarea conținutului, vorbim în primul rând despre optimizarea conținutului pentru motoarele de căutare. Da? Ca în momentul în care cineva va face o căutare de genul case de epocă sau case de patrimoniu, aș vrea ca blogul meu, da, să apară cât mai sus în căutări. Și aici am să vă fac câteva recomandări, inclusiv recomandări de tool-uri, da, pe care le puteți folosi. Primul se numește Google Keyword Planner. Este un tool oferit gratuit de către Google. Poate vă este familiar de la webinarul pe care l-ați avut și cu Cristian Ignat. Ideea este că această platformă ne ajută să identificăm cuvinte cheie relevante pentru noi și ne arată un indicator foarte important, și anume volumul de căutări lunare. Adică dacă ne uităm pe coloana din dreapta cuvintelor cheie, da? Piața Matache are 390 de căutări lunare. Am să vă trimit după webinar și link-urile directe cu toate tool-urile despre care vorbim acum și vom vorbi mai departe, dar vă recomand să folosiți această platformă pentru identificarea cuvintelor cheie. Iar pornind de la aceste cuvinte cheie, o să vedem cum le introducem într-un articol și unde. În primul rând, în momentul în care scriem un articol pentru Google, da, pentru motoarele de căutare, elementul cel mai important este titlul. Și când vorbim despre titlul unei pagini, nu ne referim la titlul articolului. Ele sunt, de altfel, separate. Dacă folosiți, spre exemplu, platforma WordPress, veți vedea că în momentul în care adăugați o pagină sau adăugați un nou articol, există o secțiune numită Title Tag sau Title și Meta Description. Este secțiunea de, le spunem noi, meta taguri, da? Deci practic sunt niște informații pe care Google le citește, dar care nu sunt neapărat vizibile în pagină. Dacă nu aveți active aceste câmpuri, vă recomand să activați în WordPress modulul de SEO. Și am să vă trimit un link și către acest plugin. Practic, dacă ne uitam mai devreme și puteam să identificăm anumite cuvinte cheie, dacă cuvântul nostru cheie, în cazul de față, ar fi monumente istorice, da? Atunci, practic, vrem ca acest title tag să conțină cuvântul cheie monumente istorice. Iarăși este important ca titlul paginii să nu depășească 59 de caractere, pentru că, practic, Google nu poate să vadă, să citească mai mult de 59 de caractere. Dacă ne uităm unde va apărea acest titlu, este efectiv în momentul în care căutăm, spre exemplu, monumente istorice în Google, vom vedea că cele 10 rezultate organice, care apar în mod normal, au un titlu, o descriere, da? Și un link, arată ca în imaginea de mai sus. Deci acela este titlul paginii, care este foarte important pentru optimizare.
vizualizare pentru partea de SEO. Iarăși, dacă ne vom uita în momentul în care dăm click, da, suntem un site, dacă ne uităm în browser, vom vedea că sus, în browser, titlul acelei pagini este din nou vizibil. Iar în a treia reprezentare a lui, de fapt, aici este codul sursă al paginii, așa cum l-ar vedea un programator, să spunem. Același lucru este valabil pentru descriere, deci acea meta description, descrierea paginii, care de data aceasta ar trebui să aibă undeva până în 160 de caractere. Și din nou este recomandat ca acel cuvânt cheie pe care l-am identificat mai devreme să se regăsească în cele 160 de caractere. Un alt spațiu important în articolul pe care vrem să-l creăm este adresa web, da? Deci adresa efectivă a articolului sau URL-ul. În general, o platformă modernă de blogging, deci o platformă, dacă aveți un blog pe WordPress, WordPress-ul va recrea URL-ul articolului ținând cont de titlul articolului de data asta pe care îl oferim. Deci de cele mai multe ori, dacă avem un titlu bine optimizat, automat vom avea și un URL bine optimizat, dar este important să știm lucrul ăsta și să ne uităm. Iar dacă nu se întâmplă, dacă vom vedea că apare site-ul meu.ro 12345 la adresă, atunci o să știm că aceea nu este o adresă optimizată și ea se poate edita din platformă. Cum spuneam mai devreme, titlul paginii este cel mai important, dar și titlul articolului are o valoare din punct de vedere SEO și este bine ca cuvântul cheie principal pe care vrem să îl targetăm în pagină să se regăsească atât în titlul paginii cât și în titlul articolului și mai mult de atât și în subtitlurile pe care le putem avea în cadrul articolului. Și aici vă recomand foarte mult să folosiți articole cât mai bine formatate, cu informații ușor de scanat, de fapt, cât mai multe subtitluri, bullet point-uri, spații și, de ce nu, cuvinte cheie bolduite, în așa fel încât utilizatorii să poată să citească cu ușurință informațiile din pagină. Un alt punct important în SEO este partea de, îi spunem noi, de densitate a cuvintelor cheie. Acum ceva vreme, acum câțiva ani, era foarte ușor, aș spune, să poți să urci și să poziționezi o pagină sau un site pe un anumit cuvânt cheie, repetând de foarte multe ori cuvântul respectiv în cadrul textului. Astăzi, această densitate, această densitate și repetiția cuvintelor cheie nu mai este necesară, pentru că Google, să spun așa, s-a deșteptat în ultima perioadă și vorbim mai degrabă despre un context semantic. Asta înseamnă că e important să folosim diverse sinonime sau cuvinte dintr-un câmp semantic asemănător, în așa fel încât Google să poată să înțeleagă că pagina aceasta este despre monumente istorice, fără să am nevoie să repet de foarte multe ori sau la fiecare propoziție, la fiecare frază, fix cuvântul monumente istorice. Un alt criteriu este, noi spunem, linking-ul intern. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă în articolul despre monumente istorice
Vom avea cuvântul cheie Ateneul Român. Da? Iar Ateneul Român este dezvoltat într-un alt articol separat, atunci este recomandat ca pe Ateneul Român să adăugăm un hiperlink, da? Care să trimită către articolul descriptiv pentru Ateneul Român. Asta înseamnă că Google va ști, în momentul în care va avea un astfel de link, va înțelege că articolul despre Ateneul, articolul Ateneul Român este relevant, da? Și că primește o astfel de recomandare din articolul despre monumente istorice. Mai departe, o să ne uităm puțin la anatomia, să spunem anatomia unui articol sau unui blog post și care sunt elementele importante, dacă vreți, ca un fel de checklist de care să țineți cont. Bineînțeles, titlul este foarte important și avem nevoie de un titlu de tip cârlig, da, care atrage utilizatorul și creează dorința de a afla mai multe informații. Avem un paragraf de deschidere, da? în care, în general, este recomandat să ne legăm de problemele, de interesele, de punctele care rezonează cel mai bine cu fiecare buyer persona. Da? Și, bineînțeles, avem o susținere vizuală printr-o imagine reprezentativă a articolului. Formatarea paragrafelor, împărțirea lor, așa cum spuneam și mai devreme, e foarte importantă. La fel de importante sunt și linkurile interne, linkurile între diverse articole, diverse pagini, care oferă mai multe posibilități atât utilizatorului de a descoperi alt conținut, dar și motoarelor de căutare le oferă posibilitatea de a indexa noi pagini și de a înțelege mai bine structura blogului. Nu vom uita, bineînțeles, ceea ce spunem, butoanele de social sharing și invitația de a aprecia și a distribui conținutul pe rețelele sociale. Dar și la final este important să avem un call to action, îi spunem, da? Deci o invitație pentru cititor de a vizualiza, de exemplu, sau de a citi mai multe informații pe aceeași temă, descărcând un conținut premium. Și nu o să intru acum în detalii, pentru că o să vedem imediat un pic mai departe ce înseamnă acest conținut premium și cu ce ne ajută, de fapt. Aici avem câteva exemple de conținut premium, sub formă de e-book-uri, ghiduri, broșuri, poate fi un studiu de piață, poate fi un white paper, un checklist. Sunt diverse formate în care detaliem mult mai mult un subiect, deci ca și valoare percepută și valoare informațională, da? Este mult mai mare, este mult mai valoros un e-book decât un articol, pentru că oferă informații suplimentare. Iar dacă acest conținut premium îl creăm în strânsă relație cu topicul și subiectele abordate în articolele de blog, atunci ceea ce vom face, de fapt, prin intermediul articolului de blog, prin care am adus vizitatorul pe site, i-am creat interes, îl ducem mai departe în cea de-a doua fază despre care vorbeam la început, aceea de convert, da? Deci de transformarea vizitatorilor în contacte. De ce? Pentru că pentru a accesa un astfel de conținut premium, pentru a accesa acest e-book, spre exemplu, vizitatorul are nevoie să completeze un scurt formular și să ne lase
câteva date despre el, precum nume, prenume, adresă de e-mail și așa mai departe. Cam așa arată, nu știu dacă este foarte vizibil, dar un astfel de conținut premium îl putem avea odată în sidebar-ul blogului, adică în secțiunea din dreapta a blogului, undeva într-un loc vizibil, indiferent de articolul pe care îl citește utilizatorul, dar și sub forma unui banner la sfârșitul articolului, da? Cu un call to action, adică cu o invitație de a descărca acest e-book pentru mai multe informații. În momentul în care vizitatorul dă click pe acest buton de call to action, el este dus către o pagină dedicată, îi spunem un landing page, da, de campanie, un landing page unde își lasă propriu zis datele și de unde descarcă și accesează materialul. Și aici putem să vedem și statisticile care spun că cu cât creăm în general mai multe landing page-uri și mai multe oferte de conținut premium, da, cu atât avem șanse să generăm mai multe lead-uri, adică să transformăm mai mulți vizitatori în contacte pe site. Pentru colectarea contactelor, vă recomand un nou tool. Este un tool gratuit, se numește LeadIn și este dezvoltat de către HubSpot, care este și promotorul inbound marketingului la nivel internațional, noi fiind și companie, practic agenție partener HubSpot în România. Ce face acest mic tool? Se integrează foarte ușor cu platforma voastră de WordPress și vă permite să captați foarte ușor lead-uri. Dacă vă uitați în colțul din dreapta, este practic ca un mic, nu este un pop-up, se numește slider banner, da? Deci în anumite momente el iese dintr-un colț și ne invită să ne introducem adresa de e-mail pentru a ne înscrie la un program sau poate pentru a descărca un e-book, în general pentru a accesa acele materiale de conținut, acele oferte de conținut premium. Bineînțeles, nu o să avem timp să intrăm în foarte multe detalii, dar am vorbit destul de mult despre crearea conținutului. În schimb, la fel de important este distribuirea lui. Da? Adică folosirea canalelor potrivite pentru ca acel conținut să ajungă la acei persoane pe care am identificat la început. Și aici tot ceea ce înseamnă media se poate împărți în trei categorii mari. Vorbim odată despre media deținută. Astea sunt canalele noastre. Practic, media deținută înseamnă site-ul meu, înseamnă blogul meu, înseamnă pagina mea de Facebook, canalul meu de YouTube, contactele mele pe care le-am adunat de-a lungul timpului și pe care pot să comunic mai departe prin e-mail. Deci, practic, sunt toate aceste canale și resurse proprii dezvoltate. Vorbim mai departe despre media câștigată. Media câștigată are un rol foarte important în inbound marketing, pentru că dacă reușim să creăm conținutul pe care utilizatorii și consumatorii noștri și-l doresc, atunci ei la rândul lor vor share-ui articolele sau materialele, vor trimite și altor persoane, ne vor recomanda. Deci, practic, acest conținut, cu cât este mai valoros, cu atât trebuie să genereze mai multă media câștigată. Vom avea poate blogger care vor vorbi despre e-book-ul nostru și așa mai departe. Și, bineînțeles,
Mai avem canalele de media plătită care, în măsură care ne permitem, putem să ne folosim punctual de o creștere, da, de o amplificare a mesajului prin publicitatea plătită, printr-un boost post, de exemplu, pe Facebook, prin Google AdWords și așa mai departe. Odată ce am colectat acele contacte care au descărcat materialele premium, da, cum ar fi fost acel e-book, este important să trecem în următoarea etapă și să începem să dezvoltăm relații cu aceste contacte, cum spuneam mai devreme, prin intermediul e-mailing-ului. Practic, aceasta este etapa de nurturing, care este esențială pentru a putea activa aceste contacte în momentul potrivit, în campaniile potrivite și a-i putea îndemna și convinge să facă anumite acțiuni de care avem nevoie. Iar aici vă recomand un nou tool, vă recomand să folosiți MailChimp, da? Se numește. Este un tool de email marketing care este gratuit până în 2000 de contacte. Deci dacă începeți practic să implementați email marketingul și să generați contacte pe site-ul vostru, cel puțin o bună perioadă, să spun, sunteți asigurați, pentru că până nu depășiți 2000 de contacte, puteți să folosiți gratuit și platforma de trimitere de newslettere, da? Și este foarte ușor de folosit, are o interfață foarte plăcută și nu este nevoie de un programator pentru a seta campaniile. Practic, prin această etapă, da, de comunicare prin intermediul e-mail-ului, începem să creăm aceste relații cu contactele generate, niște relații bazate pe încredere și, din nou, informații. Adică putem să-i ținem prin aceste e-mail-uri, putem fie să-i ținem informații despre diverse activități și evenimente, dar eu vă recomand să mergeți mai departe de atât și să le trimiteți, spre exemplu, conținut nou pe care îl dezvoltați pe blog. Deci, practic, să încercați ca această comunicare să fie într-o zonă cel puțin educațională, da? Și nu neapărat să vă duceți cu o comunicare tranzacțională. Practic, prin intermediul acestei platforme puteți să folosiți și anumite feature-uri de personalizare. De exemplu, puteți să folosiți numele lor, da, în titlu, puteți să folosiți numele lor în subiect pentru a crește rata de deschidere, pentru că la un e-mail, în primul rând, ne interesează să fie deschis. Deci avem nevoie să creștem rata de deschidere a e-mail-urilor, după care e important, bineînțeles, ca conținutul să fie interesant la o primă vedere, în așa fel încât ei să dea click, să ajungă din nou pe site sau pe blog și să citească mai multe informații. Dacă sunteți interesați, noi avem pe site practic o serie de astfel de resurse, de e-book-uri și de resurse și le puteți folosi inclusiv pentru să spun, a intra în detalii pe diverse tactici, pe zona de Facebook, poate pe zona de SEO, de content marketing și așa mai departe. Vă recomand cu drag dacă sunteți interesați. Și mai departe, aș vrea să vedem dacă sunt întrebări. Ce întrebări avem? Cum vi s-au părut informațiile?
Sper că ați reușit să identificați câteva idei pe care să le puneți în aplicare cât mai rapid. Pentru că în inbound marketing e foarte important să acționăm, să lansăm campanii și să construim și să ne uităm la rezultate și să adaptăm, aș spune, treptat. Andreea, îți mulțumim foarte mult. Să știi că avem deja două întrebări. Cezar te întreabă ce înseamnă landing page și dacă poți să-i spui, nu știu, câteva exemple despre ce înseamnă landing page, că el credea că înseamnă doar o singură pagină pe care o are un site. Da, corect. Deci, practic, un landing page este într-adevăr o pagină, o singură pagină. Este o pagină de campanie. Spre exemplu, un astfel un landing page poate fi pagina de unde se poate descărca un e-book. Dacă ne uităm puțin mai devreme, cam asta ar fi, spre exemplu, un landing page. Deci este o pagină, da, cu un titlu, cu niște informații, cu un formular. Ce e important la un landing page, când vorbim despre un landing page de campanie, în general există niște best practices care spune că în landing page, de fapt, trebuie să renunțăm la navigație. Asta înseamnă că meniul site-ului trebuie înlăturat, la fel și footer-ul, la fel ca și orice alte link-uri sau bannere sau elemente care pot distrage utilizatorul. Deci dacă ne gândim puțin la e-commerce, un landing page e fix ca un coș, cum e ultima pagină în momentul în care ai adăugat un produs în coș și apoi te trimite la o pagină care este foarte minimalistă, unde focusul este de achiziție, deci practic vezi doar produsul, detaliile despre produs și singura acțiune pe care o poți face mai departe este să comanzi. Cam același lucru ar trebui să se întâmple și cu un landing page, da, de generare de lead-uri sau un landing page de campanie. Trebuie să existe un focus foarte mare pe acțiune și să înlăturăm toate elementele care ne pot distrage. Andreea, îți mulțumesc. Să știi că mai avem întrebări. Da, mă bucur. Oana Năsui întreba mai devreme dacă poți să ne recomanzi niște tool-uri interactive pentru conținut. Nu e foarte clar la... Da, aici depinde foarte mult de activitatea voastră. De exemplu, ca să dau așa, să-ți dau un exemplu, poate fi, avem un client pentru care e foarte important să, cum să spun eu, practic clienții lor sunt foarte interesați de consumul de combustibil, da? Și atunci am creat un fel de mic calculator în care ei își introduc niște date, câte vehicule au, cam câți kilometri, de exemplu, pot, cam câți kilometri, mă rog, fac efectiv în decurs de o săptămână sau o lună și atunci, practic, este ca un mic calculator de economii. Un alt exemplu la noi de pe site de un astfel de tool este un fel de evaluare. Avem un set de întrebări și la sfârșit, practic, le oferim o notă celor care vor să treacă printr-o evaluare de inbound marketing. Adică tool-urile, aceste tool-uri, practic, pot fi diverse. E foarte important să fie, practic, potrivite pentru activitatea voastră. În momentul în care veți face profilul ăsta de buyer persona, o să vă dați seama cam ce i-ar interesa pe ei, cam unde se blochează, cam care sunt problemele cu care se confruntă. Și atunci, de multe ori, puteți să identificați anumite tool-uri
care ar fi utile până la urmă pentru fiecare persoană. Cam asta e principiul din spate, aș spune. Mulțumesc, să știi că tot la landing page mai avem câteva întrebări. Da. Cineva ne întreabă dacă pe un site putem avea mai multe landing page-uri. Da, sigur. Sigur. Deci, practic, avem site-ul, avem blogul, da, care este o secțiune din site și în jurul site-ului și blogului putem să avem, cum scrie în exemplu de față, de exemplu, putem să avem 30 de astfel de landing page-uri. Adică putem să avem destul de multe landing page-uri, depinde de câte, să spun așa, oferte și campanii creăm. Mulțumesc, sper că am răspuns la întrebare. Mai avem o întrebare, tot pentru tine, Andreea, dacă contează fontul și dimensiunea cu care scriem textele pe blog? Contează și nu contează. Aici depinde, într-adevăr, depinde foarte mult de fondul pe care l-ați stabilit voi din punct de vedere brand și organizație, încă de la început. Adică e bine să mergem pe unul și același fond, să existe o consistență din punctul ăsta de vedere, dar în rest aș lăsa la nivelul bunului simț, adică să fie suficient de mare încât să poată fi citit și să fie un fond, aș spune, un fond standard, nu foarte, adică știți cum sunt fonturile acelea ca un scris de mână sau foarte încondeiat. General, sunt fonturi mai greu de citit. Sunt mai frumoase, mai atrăgătoare, dar recomand mai degrabă să mergeți pe ceva standard. De exemplu, Open Sans. Puteți să folosiți Open Sans pentru că este foarte ușor citit de către diverse browsere, de către diverse device-uri și atunci puteți să fiți siguri că nu o să aveți surprize că pe un anumit browser sau pe o anumită tabletă se vede puțin ciudat. Mulțumesc, sper că am răspuns. Okay. Mai avem o întrebare de la Oana de Liu, care te întreabă dacă există vreun ONG la care am putea să vedem o campanie făcută după principiile de inbound marketing. Dacă tu știi... Să știi că, uite, nu am la îndemână, doar că aș putea să vă găsesc niște exemple. Știu sigur că HubSpot a implementat pentru mai multe ONG-uri la nivel internațional și ar fi într-adevăr interesant de văzut. Aș putea să revin către voi cu informația. Super, mulțumim. O să le trimit colegilor un mail de follow-up pe care îl trimitem. Exact. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, să știți că acum e momentul să le puneți pentru Andreea. Până acum le-am citit pe toate. Andreea, să știi că sunt și foarte multe complimente pe care le-am primit pe chat până acum. Că prezentarea a fost foarte... Sper să vă ajute, pentru că, într-adevăr, pentru activitatea voastră, inbound marketingul e foarte la îndemână, puteți să aplicați, puteți să dezvoltați conținut și puteți să-l promovați și, cum spuneam, să aveți rezultate foarte bune. Dacă tot nu mai sunt întrebări până acum, Andreea, vorbeam de la un moment dat de o posibilă temă pe care colegii noștri din ONG ar putea să o facă, să facă o campanie de marketing. Da, eu vă recomand și puteți să-mi trimite și vă pot ajuta pe parcurs. Puteți să încercați să conturați profilul de persoană, da? Deci către cine vă adresați voi, să spun că întreaga activitate de comunicare și de marketing și misiunea organizației către cine se adresează și să încercați să definiți o strategie de conținut în funcție de acele informații pe care le aflați în profilarea consumatorului. Să faceți un mini calendar editorial, da, cu
subiectele care credeți că ar fi de interes și cum ați abordat, cum le-ați aborda în articolele de blog. Cred că asta ar fi un prim pas și un început bun. Mulțumim. O să revin eu și cu tema, o să vă trec și într-un e-mail. Mulțumim în continuare, mulțumiri pentru prezentare. Mai am o întrebare. Nu credeți că prea multe landing page-uri în care cerem și datele persoanei îl sperie într-un fel vizitatorii? Sau totul depinde și de domeniul în care ne mișcăm? Într-adevăr, depinde foarte mult. De exemplu, dacă începem să agasăm consumatorul sau vizitatorul prin tot felul de cereri de formulare și de date, nu lăsăm rolul inbound-ului să se dezvolte pe de-a întregul. În schimb, aici este important ca articolul pe care îl avem, da, articolele pe care le avem, să fie în strânsă legătură cu tematica e-book-ului. În așa fel încât, practic, vizitatorul să-și dorească el să citească mai multe descărcând acel e-book. Și, în general, rata de conversie este destul de bună, că noi avem rate de conversie chiar și de 35%. Adică, practic, asta înseamnă că unul din trei oameni descarcă acel e-book. Ceea ce spune clar că sunt interesați și că funcționează. Mulțumim, Andreea. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să ne le puneți acum. Dacă nu, să știți că o să ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Ok, bine. Dacă mai aveți întrebări, le puteți scrie și pe mail și o să fim, stăm la un pic distanță. Andreea, îți mulțumim foarte mult pentru că ți-ai donat. Mulțumesc și eu și mult succes! Mulțumim! Mulțumim tare mult, păstrăm legătura pe e-mail, ne vedem săptămâna viitoare la un nou webinar despre Google Analytics, o să fie primul webinar, o introducere în Google Analytics. Andreea, mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și succes în continuare și ne auzim pe mail. Mulțumim tare mult. La revedere! La revedere, o seară bună! Și vouă!